Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom încerca să înțelegem rezolvarea problemelor tipice. Înainte să începem, să ne aducem aminte că nu putem să rezolvăm o problemă dacă nu o citim cu atenție până înțelegem enunțul. Apoi, analizăm ce știm și ce trebuie să aflăm în problemă și stabilim modul prin care poate fi rezolvată. După ce am stabilit toate acestea, trecem la rezolvarea propriu-zisă a problemei. Să nu uitați să verificați întotdeauna rezultatul obținut. Ia să vedem cum se rezolvă o problemă în care cunoaștem suma și diferența. După ce citim de mai multe ori problema cu mare atenție, putem organiza datele problemei într-un tabel. Prima dată vom nota ce știm, adică suma numerelor este 43, iar diferența numerelor este 7. Ce trebuie să aflu? Primul și al doilea număr. Cum pot să aflu? Cu ajutorul segmentelor. După ce am stabilit datele problemei, trecem la partea de rezolvare. Prima dată, realizăm desenul care trebuie să corespundă cu datele problemei. Desenăm primul segment, apoi al doilea segment, mai mic decât primul cu 7 și știm că împreună fac 43. Segmentele se pot nota cu litere A și B sau cu cifre romane, 1 și 2. Dacă al doilea segment este mai mic cu 7 decât primul segment, atunci vom aduna la sumă 7 pentru a obține două segmente egale. Suma obținută o împărțim la 2 pentru a vedea cât măsoară segmentul mai mare, adică primul număr sau cel pe care l-am notat cu A. Apoi, din primul număr scădem 7, adică diferența, pentru a afla al doilea număr sau cel pe care l-am notat cu B. Să vedem dacă am lucrat corect. Adunând cele două numere, trebuie să ne dea 43, iar făcând diferența dintre ele, trebuie să ne dea 7. Dacă rezultatele sunt corecte, trecem la notarea răspunsului problemei. Acum vom pune în practică ceea ce am aflat. Citim cu atenție problema și organizăm datele în tabel. Dă stop și rezolvă singur. După ce ai rezolvat, verifică-te cu ceea ce am obținut eu. La rezolvare, începem cu desenul. Apoi facem operațiile, verificarea și răspunsul. Ai obținut la fel ca mine? Dacă da, felicitări! Dacă nu, mai încearcă! Nu renunța! Acum vom compune o problemă după următorul desen. Dă stop și compune problema. Eu m-am gândit la această problemă. Seamănă cu a ta? Să trecem mai departe. Încearcă să rezolvi această problemă. După ce ai terminat, verifică-te. Dacă ai aceleași rezultate, te descurci minunat! Hai să mai încercăm o problemă. Citește cu atenție. Amintește-ți ce înseamnă consecutivi. Rezolvă și apoi verifică-te. Ai obținut rezultatul la fel ca mine? Felicitări! De acum poți să rezolvi și singur probleme.